rulantă. Păi dacă ne uităm la partide, vedeți că este nume, prenume, partid și semnătură. Legea nu ne permite, desigur, ca să dăm, nu are niciun fel de relevanță, să dăm semnătura, olografă. Însă ceea ce vedeți dumneavoastră, noi am blurat semnătura, însă ceea ce vedeți dumneavoastră, în momentul acesta, este cât se poate de clar. Da? Avem USR-ul, USR Plus, și aici de la domnul Molnar, de la domnul Gebo Daniel, oameni care erați, domnul Viner Adrian, pe domnul Viner Adrian îl cunoaștem, e medic și vorbește pe chestiuni de sănătate, Apostol, Rodeanu, Ichim, Hanganu, Cristian, Brian, Botez, Mihai, pe unii nu-i cunoașteți. Mergem un pic mai jos, este chiar domnul Ungureanu, la punctul 14, domnul Ungureanu care a fost foarte vexat pe această chestiune. Vedem la punctul 17, cine este? La punctul 17, domnul Dan Barna, USR. Sub domnul Dan Barna, la punctul 18, este domnul Drulă Cătălin, actualul președinte, fostul președinte al USR și actualul președinte al USR, au votat pentru, așa cum puteți vedea, tabel, semnătură, obiecție de neconstituționalitate, ceea ce a dus la blocarea acestei legi. Teniță, Moșteanu, domnul Moșteanu, mare vicepreședinte în USR, foarte vocal, extraordinar, domnul Fălcoi, cel care vorbește pe chestiuni de apărare, domnul Ion Stelian, cel care a fost ministrul justiției, și vedem și alte vedete ale domnul Molnar, domnul, nu-i pe aici domnul acela Bulai sau cum ba îl da, cheamă? Da, este exact acolo, domnul Bulai. 34, domnul Bulai, nu trebuie să trecem peste domnul Bulai, orice ar fi, cred că e important acest lucru. Bun, acestea sunt semnăturile. 1 milion de euro costă aceste hidrocentrale închise pe an. Deci vedeți dumneavoastră, nu doar că noi nu producem milioane și miliarde cu aceste hidrocentrale, pe noi ne costă să fie păzite și așa mai departe. Toate cheltuielile cu aceste hidrocentrale sunt de 1 milion doar pentru a face ca aceste locuri să nu devină, eu știu cum am văzut foarte multe situații în România, să fie așa ca niște locuri pustiite. Pentru că vă dați seama, dacă acolo n-ar fi pază, dacă acolo nu cred că e și întreținerea echipamentelor, sunt multe elemente în care n-am să intru eu acum. 1 milion pentru fiecare hidrocentrală. Sunt 11. În acest moment intrăm în legătură directă, pentru că cred că și Dana și eu vrem să vedem punctul de vedere al domnului Ungureanu din partea USR și vom intra în legătură directă și cu unul dintre cei mai buni jurnaliști din România, un jurnalist pe care respect foarte mult și știu că o face și dumneavoastră, domnul Răzvan Dumitrescu. Bună seara, domnilor! Domnul Ungureanu, ați văzut semnăturile. Aseară erați foarte sceptic cu privire la faptul că, iată, USR-ul a făcut așa ceva. Această lege este blocată la Curtea Constituțională. Am văzut că dați din cap negativ. Ce s-a întâmplat? Nu, bună seara. Nu am fost aseară sceptic cu privire la semnături. Am spus de aseară că am semnat, am fost vehement. N-a spus aseară cu privire la ultimii 30 de ani în care USR a avut, cred că, nu știu, vreo 6 în politică, în rest, în zona de energie, toate deciziile au fost la PSD și PNL. Blocadele, domnule Ungureanu, nu se fac doar prin mulțimea de parlamentari și prin mulțimea de procente. Dacă îmi dați voie. Vă dau voie, dar nu vă pot lăsa să spuneți lucruri care nu au acoperire. Voie să spun. Ascultați-mă ce vă spun. Nu invocați ce ați invocat și aseară, că nu este corect. Poți bloca anumite lucruri cu un singur vot. Dumneavoastră sunteți un partid care a blocat această lege la Curtea Constituțională. Nu invocați faptul că nu aveți 50%. Dați-mi voie să spun ce am de spus. Deci, marea responsabilitate, pentru că la această oră acele hidrocentrale nu sunt gata, sunt la cei care au guvernat în zona de energie și cei care au avut prim-ministri în acești ani. Nu USR. Responsabilitatea mea și greșeala mea mi-o asum. Eu nu ar fi trebuit și nici colegii mei să semnăm. Dar de ce ați semnat, această... domnul Ungureanu? Ascultați-mă dacă îmi dați voie. Domnul Ungureanu, totuși, acesta e un interviu. Nu sunteți la dumneavoastră la USR în care spuneți niște bâlbătări și vă aplaudă lumea. Este un interviu, motiv pentru care vă întreb. De ce ați semnat și spuneți acum că vă pare rău? Până să scoată presa, până să scoată Antena 3 CNN lucrurile astea, nu v-a părut rău. Aveți politețea
să ascultați și punctul meu de vedere. Tocmai așa pentru asta vă adresez întrebări. Să nu vă deranjeze întrebările, domnul Ungureanu. Vă rog, nu suntem într-o luptă, suntem într-un dialog. Dialog înseamnă că... Ok, terminați cu victimizarea și răspundeți de ce ați blocat aceste legi. Nu am spus un lucru foarte clar. A fost o greșeală că am semnat această contestație și de această greșeală v-am spus și astăzi la telefon. Ne-am dat seama unii dintre noi abia după ce această chestiune a fost discutată astăzi, când m-am dus și i-am întrebat pe colegii mei. Măi, oameni buni, știți cum e? Vine de la Senat cineva și spune... Cu tare proiect este plin de ilegalități, semnați la Curtea Constituțională pentru că vor să distrugă un imediu. Cine a venit la dumneavoastră? Cine a venit la USR pentru asta? A venit cineva, ați spus. Așa este, dar cine a venit? A venit un coleg Bordei, un coleg de la Senat. De încredere. Doamna Prună, care se ocupa de zona asta de energie, mi-a spus și domnului Gâdea și reiau, este un adevăr, a avut o problemă foarte mare în familie cu cineva drag și nu a fost la momentul în care am strâns aceste semnături, nu a fost în zona în care ar fi trebuit să ne consilieze, pentru că ea ne-ar fi spus să nu semnăm asta și doamna Prună nu este pe lista semnatarilor. Nu s-a auzit doamna Budeanu de la niciun parlamentar din PSD și PNL cum auziți de la mine când fac o greșeală să-mi asum asta și să spun asta public. Nu s-a auzit asta. Da, pe mine, stați un pic, că eu știți cum știu. Domnul Ungureanu, da, eu am tot respectul pentru toată lumea. Știți nu cum știu. Lăsați-mi, aici, doamna, stați un pic să termin. De ce mă întrerupeți? Păi, îmi cer scuze. Păi, eu nu v-am întrerupt. Deci, eu știu nu frazele, nu modul de gândire și de operare al USR pe din afară. Îl știu pur și simplu, îmi curge până vene, efectiv. Deci, leitmotivul acestui ONG numit USR, aoleu, nu începe, strategia politică e asta. Oricine greșește. Domne, noi ne cerem scuze când greșim. Domne, stați un pic să vă lămuresc ceva. Apreciem. Bă, apreciem, chiar apreciez, nu știu, m-aș ridica un pic în picioare, dar nu pot, cam asta, la valier. Domne, de câte ori ați greșit, v-aș ceru scuze. Domne, nu știu, voi, adică ăștia de la USR realizează că sunteți în politică și că sunteți într-o situație, de exemplu, cum este aceasta, nu știu dacă o realizați exact, de o gravitate extremă. De exemplu, magicianul greșea. Bă, a murit acolo câțiva 10 ani. Bă, știi cât de rău îi pare? Băi, deci chiar își cere scuze. Deciziile n-au fost la magician. Deciziile au fost la atenție, domnul Cățu și la enumerare, domnul... Eu fac o enumerare de situații în care USR și-a cerut scuze. Dom'le, știi ce se întâmplă cu USR-ul? USR-ul își cere doar scuze rău. De când a intrat în politică, cere scuze nici oricum, nu știu ce căutați în politică. Ba da, este adevărat. Noi am greșit cel mai puțin. Tot timpul, dar ați greșit cel mai puțin pentru că, așa să ne ajute Dumnezeu, ați fost cel mai puțin în politică, dar ați greșit non-stop de când sunteți. Ce să greșiți? Că nu știți, dar mă rog, bine, nu mai contează. Cine v-a adus, v-a adus. Nu mai pot să împărtășesc alte opinii interesante cu dumneavoastră, vă doresc o seară bună. Uite, și tocmai când vreau și eu să întreb ceva. Ungureanu de doamna Budeanu, vreți să închideți repede? Domnul Ungureanu, v-ați speriat repede de doamna Budeanu, vreți să închideți repede? Spuneți că timp de 30 de ani USR este de vină pentru râul. Nu, am spus foarte clar ce am spus. Ați greșit non-stop de când ați intrat în politică. N-am spus de 30 de ani. Și nu l-a întrebat nimeni ce a căutat în Cuba. A făcut un contract de consultanță și nu l-am văzut la antena 3 să fie... Suntem la energie.
pe larg. N-ați văzut? Unde e contractul de consultanță? N-ați văzut, domnul Ungureanu, dumneavoastră mințiți în acest moment și asta este foarte grav. Bine. Acel contract de consultanță a fost prezentat la Antena 3. Deci o să las sunteți lași, domnule Ungureanu. Sunteți lași, domnule Ungureanu. Dacă închideți în acest moment, sunteți lași. Dacă tot vreți să vorbiți despre domnul Rafila, păi înainte să deschideți noastră gura despre domnul Rafila, înainte să deschideți dumneavoastră gura despre domnul Rafila, am deschis eu. Ok. Prima. Bine, okay. Domnul Ungureanu, cu această terminați ocazie cu ne și despărțim. Mulțumesc mult de tot. În momentul în care, doamnelor și domnilor, ai pe cineva care blochează proiectele de infrastructură și spun că oricine altcineva este de vină, pentru că e un lucru foarte grav. În momentul în care aceste hidrocentrale au ajuns ca lege în Parlamentul României, în Senat, acolo USR-ul a spus că aceste hidrocentrale trebuie să fie demolate. Ce asta, Dana? Cum să fie demolate în momentul în care țara are nevoie de aceste hidrocentrale cam cum are nevoie de aer? Știi ce este asta? Fix ce ai spus. Sunt foarte dezobinată. Știți ce este asta? Scuze-mi, cer scuze, nu știu de ce am început să vorbesc la Pertu. Noi parcă vorbim la Pertu. Da, nu știu. Asta e o greșeală. Și știi ce se întâmplă? E o greșeală și când o să se rezolve, greșelile sunt umane, ei au încercat. Domnul Ungureanu a spus că acesta nu este un ONG USR-ul. Ba da, este un ONG. Majoritatea membrilor ajunși astăzi prin Parlament, Bulaie, etc., toți au fost aproape, toți fără excepție, membrii unor ONG-uri. Afiliați la niște ONG-uri, colaboratori voluntari la niște ONG-uri. Sunteți un ONG. De aceea și politica USR este unul la unul cu politica unui ONG. Nu aveți absolut nicio legătură cu politica de stat. Nu aveți absolut nicio legătură cu administrația locală. Zero. Dați-mi exemplu de un primar USR. Ok, nu există. Păi, cum, domnul Frisce, doamna Clotilde Arman, doamnul Nicu Șordan? Hai pe stradă. Ca să vedem ce este. Domnul Nicu Șordan, ONG-ist. Doamna uitați-vă, haideți să ieșim pe stradă să vedem ce înseamnă administrație ONG-istă de la USR. Știți ce se întâmplă cu această specie creată, construită, organizată de garnizoanele care i-au strâns pe ăștia pe neterminație așa, din de pe unde au apucat așa și au făcut această mică formațiune politică. Miza acestor ONG-uri, a politicii acestor ONG-uri în general, pe tot globul pământesc, nu numai la noi, da? Este de a minimaliza tot ceea ce are valoare, tot ceea ce înseamnă baza societății. Orice ONG din ăsta a ajuns în administrația locală, îngroapă administrația locală, distruge orașe, cartiere, municipii, capitale. De ce? Ca eu, cetățean, să nu mai am reper. Eu nu mai pot să ies, să socializez nicăieri. Mie mi-este silă să ies pe stradă. Nu mai am absolut nicio facilitate. Trebuie să-mi fie scârbă să mă urc în autobuz, să stau pe banca din refugiu, să ies în